Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deșteptarea continuă exact cum vă spuneam și mai devreme. Da. V-am zis că i-am dat greu lui Luca din dimineața asta când am început cu o știre despre mâncare. Acum este complet dezorientat, caută gogoși prin redacție, a plecat de aici. Altfel, se dezvoltă o nouă formă de turism, aproape medical, i-aș spune, turismul de somn. Eu sunt de acord, îl susțin și aș vrea să propun investiții mari. Îl promovez gratis. Da, exact. Vrem să încercăm. Dacă aveți ceva, deci au început să apară oferte de acest gen, specifice pentru cei care pleacă în vacanță doar ca să doarmă sau să mănânce. Park Hyatt New York a deschis ceva ce se cheamă apartamentul Bright Restorative Sleep Suite, adică apartamentul de somn restorativ, reparator. Reparator, da. E, are aproape 84 de metri pătrați. Ce faci cu 84 de metri pătrați? Când dormi. Când dormi, serios. Da, dar ce trebuie 84 dacă tot dormi? Din punctul ăsta de vedere, pentru mine, Japonia e cel mai bun exemplu. Da. Acolo sunt bagai ca sardeaua, pac, somn. Duc, aici, dacă vezi și fotografiile, totul este făcut să te inspire la somn, înțelegi? Culorile, draperiile, aromele din încăpere descrise ca sunetele ambientale, salteaua de extrem de mare calitate și așa mai departe. Deci este un loc, mochetele groase care înăbușă sunetele. Este un loc în care, cum să spuneți, vine să te duci, să te cuibărești, dar ce să tragi de... plopumioara. Ce-ți trebuie toate astea când poți să deschizi un televizor pe CNN? Au cărți care au rolul de a te adormi. Probabil că pas cu pas este ediție Princeps acolo. În fiecare sertar. Mi-ai dat o idee, trebuie să-mi pun mochetă. Da. Groasă, mă. Da. Atâta. Da, am parchet. Mai aici este un hotel în Londra axat pe somn. Zedwell. Camere echipate cu instalații de izolare fonică inovative. Deschis la începutul anului 2020. Un producător suedez de paturi, Hastens, scrie viațamedicală.ro. Deci viațamedicală.ro se ocupă de asta. Eu zic că prin știrea asta toate hotelurile din lumea asta recunosc că nu sunt făcute bine. Practic. Da. De ce e un hotel? Nu ca să dormi? Adică... Da. Te duci la hotel, știi cum e? Noi mergem la hotel... Păi ca pe experiență totală. Adică... Da, adică noi ne ducem la hotel ca să plecăm din cameră. Noi. Acolo Luca se duce la hotel ca pentru mic dejun. Asta e clar. Și asta e adevărat. Da. Dar un hotel în care te duci să scapi de tot scandalul de acasă, de vecinii care bat în țeavă, de lift, de trafic, de nu știu ce, și te duci ca să dormi, să ai experiența asta de dormit în cele mai bune condiții posibile. Pe cuvânt că sunt... Eu pe nu m-au câștigat. Eu vreau să încerc. Îți trebuie încercate. Îți bat vecinii în țeavă des, ai. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.